persoanele cu dizabilități, reprezentanții legale ai acestora, precum și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu handicap grav sau accentuat, își poate exprima opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul prin cererea pentru exprimarea opțiunii depusă prin mijloace electronice. Mă refer la adresa de mail office@rondepcsv.ro sau la sediul DGASPC Suceava. Etapele pentru obținerea biletelor sunt următoarele. 1. Completați cererea prin care optați pentru bilete de transport interurban sau pentru decontare carburant. 2. Persoanele cu dizabilități, asistenții personali sau persoanele împuternicite care optează pentru transport interurban se vor prezenta personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava cu vechea legitimație, cei care o au deja, fotografie tip buletin recentă și copie carte identitate. 3. Cererea pentru decontarea carburantului se depune la sediul instituției sau se transmite prin poștă în termen de maximum 60 de zile de la efectuarea călătoriei, împreună cu documentele aferente, bonul, bonurile fiscale de carburant în original, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, copie de pe documentele de identitate, copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap și o copie a extrasului de cont pe numele solicitantului sau a părintelui, tutorelui sau persoana care se ocupă de îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție specială stabilite în condițiile legii. În cazul în care optați pentru transmiterea prin poștă, transmiteți documentele cu confirmare de primire și completați la destinatar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Bulevardul George Enescu, numărul 16, cod 720231. DGASPC Suceava decontează carburantul către persoanele îndreptățite în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente. Și mai vrem să atragem atenția că bonul fiscal de carburant va fi din ziua călătoriei sau cu câteva zile anteriori efectuării călătoriei, începând cu anul 2021, nu după efectuarea călătoriei.